Domnule președinte, pentru început, o informație de ultimă oră. A apărut puțin mai devreme informația că inspectorii Consiliului Concurenței desfășoară un control la cele mai mari bănci din România, cele care sunt implicate în calculul robor. Vreau să vă întreb dacă această informație este veridică în primul rând. De obicei se spune mulțumesc pentru întrebare, da? De asta nu vă spun și mulțumesc, pentru că n-a fost intenția noastră. În mod normal nu se află de operațiunile noastre decât ulterior, da, desfășurării controlelor. Pentru că în general companiile n-au interesul să povestească faptul că sunt controlate. Noi de asemenea menținem discreția, da? Deci acum nu știu exact de unde a apărut această scurgere, dar într-adevăr, da, trebuie să confirm, da, că există un control în desfășurare la principalele bănci din țară. Da, e doar un control, repet, nimeni nu-i vinovat până nu dovedim că e vinovat, da? Deci vom vedea cum vor decurge lucrurile. Deci mai mult nu pot să vă spun acum, pentru că, repet, e un control care a început în această dimineață. Vom ce vedea cum se acest control? Ce verificați, de fapt? Ce verificătorul la Consiliu, da? Noi, problema asta nu e nivelul unui preț, da? Dacă prețul mare, mic, cât este el, rezultă din forțele pieței, din punct de vedere concurențial, e ok. Nu înseamnă că e bine în punct de vedere consumatorului, dar prețul poate să fie mare, poate să fie greu de suportat, dar nu înseamnă că e anticoncurențial. Ce verificăm noi este dacă sunt acțiuni anticoncurențiale. Asta înseamnă că sunt înțelegeri între actorii de pe piață. Deci asta verificăm în orice piață. În ceea ce privește stabilirea indicelui robor, calculul zilnic. Sunt diferite lucruri la care ne uităm, da? Ne uităm și la robor, dar ne uităm și la alte lucruri, da? La RCC? Și acolo sau? Asta... undeva e o legătură între ele, da? Plus de asta, de ce acest control în acest moment? Și nu vă întreb întâmplător, noi la Bania îți prezentăm zilnic ce se întâmplă cu evoluția robor, cotația, iar acum a intrat pe fază de platou. Evoluția ascendentă, cel ce mai puternic e de, nu ne-am văzut de câtva timp, dar știți procedurile și legea noastră. Noi ne putem uita la lucruri care s-au întâmplat până la maxim 5 ani în urmă. Deci dacă face un control azi, nu trebuie să fie legat de ceva ce s-a întâmplat săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Teoretic, poate fi vorba și de lucruri care s-au întâmplat cu mult timp în urmă. În cazul ăsta nu, ne uităm la lucruri relativ recente, dar oricum nu ne uităm la... Nici nu avem această viteză de reacție. Dacă se întâmplă ceva rău astăzi, nu înseamnă că noi putem declanșa investigație mâine. Numai până ei și mandate judecătorești durează. Da. Vă verificați ce s-a întâmplat cu evoluția acestor indici anul acesta după... Mai ales după ce au început să crească dobânzile. Mai mult decât anul acesta. Și în situația în care descoperiți nereguli, înțelegeri între bănci la stabilirea acestui indice, ce riscă aceste bănci? Ca orice altă companie, dar nu, e ipotetic, pentru că nu suntem în faza asta, dar abia am început acest control. Da. Orice companie care încalcă legea concurenței riscă o amendă de până la maxim 10% din cifra de afaceri. 10%? Da. Asta, nu este... asta e valabil pentru orice companie mare, mică din țara asta. Nu este prima oară când investigați roborul, dacă mi-aduc bine aminte, prin 2008 s-a mai întâmplat, da, acest lucru? Da, a mai existat o investigație, da, acum 15 ani. Și viza atunci același lucru, tot creșterile robor? Atunci, da, atunci era legată de, dar cine își mai aduce aminte, de criza din 2008, că au tot fost crize de atunci, da? De criza din 2008, prăbușirea unei mari bănci americane, ceea ce a generat o criză în sistemul bancar în... și în Suada și în Europa, da. Situația în care și la noi au crescut foarte mult dobânzile și asta a fost întrebarea la vremea respectivă, dacă creșterile astea de dobânzi aveau un, să-i spunem, un caracter speculativ sau erau legate de condițiile de piață. Și aici poate un lucru întreba important de spus. Și creșterile de preț nu sunt automat un lucru anticoncurențial, da? Ele pot fi justificate de anumite evoluții economice, da. Ce e ilegal, ce e incorrect, este, nu știu, să faci lucruri peste, da? Să profiți de un anumit context economic ca să crești prețurile, să te înțelegi cu concurenții tăi să crești prețurile. Altfel, da, sunt momente când sunt crize și sunt, da, în unele crize prețurile cresc. Da? Asta nu e un lucru ilegal. Bun, e un lucru greu de suportat pentru noi consumatorii, ok, și de asta intervine statul să ne protejeze, dar nu e o acțiune ilegală să crească prețul. Cotațiile robor la zi, 1,19 robor la 3 luni, este destul de ridicat față de cât... Cu siguranță față de cât era IRCC-ul încă mic, da, și eu mi-am modificat, de-abia anul ăsta mi-am mutat creditul meu pe IRCC și eu până acum am dormit în front și l-am lăsat la robor, dar în primăvară am reușit să-mi mut. Să știți că și IRCC-ul crește. IRCC-ul crește un pic mai târziu, peste câteva luni o să ajungă și el la nivelul ăsta, da, și evident, după ce plăteai, nu știu cât, da, deci dobânzi undeva la... 5%, da, să treci la 8-9%, evident că va fi un șoc și pentru mine și pentru toți cei care au credite.